Emisiunea Dr. Mitut este oferită de HemCycle, tampoane cu CBD pentru zilele în care e important să te simți bine. Bine ați venit la Dr. Mit! Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să caut adevărul din spatele miturilor în care am fost învățat să credem. Că poți suge veninul de la locul mușcăturii sau că nu-i bine să dormi vara sub nuc. Avem de-a face cu nenumărate astfel de credințe și de frici. Unele mai noi, altele mai vechi. Unele total greșite, iar altele cu o fărâmă de adevăr. De aceea, astăzi mă voi lua de o substanță care în utilizarea ei cea mai comună este total interzisă de lege. Marihuana. Și pe lângă ce e rău, vă voi spune și ce e bun legat de aceasta. Dacă sunteți pregătiți și curioși, zic să începem. Păi, în primul rând, este un drog psihoactiv care, folosit intensiv, duce la plăștirea intelectului și la lucruri pe care nu ți le mai amintești. De aici și caracterul ilegal al fumării ierbii, marihuana sau al cannabisului, după cum se numește în diferitele sale variante. Și cam aici se încheie ceea ce voiam să vă zic de rău, pentru că sunt convins că sunteți curioși să aflați din gura unui medic la ce e bun cannabisul. Cânepa indiană, al patrulea nume al subiectului nostru, e diferită de cânepa mătușii lui Ion Creangă și, față de aceasta, conține cantități serioase de tetrahidrocannabinol și cannabidiol. Pentru ușurința noastră, vom folosi prescurtările celor două substanțe importante. THC pentru tetrahidrocannabinol și CBD sau CBD pentru cannabidiol. THC-ul este compusul chimic pentru care cânepa sau marihuana se află de partea greșită a legii. THC este o moleculă care a apărut în cânepă ca o soluție împotriva prădătorilor. Este un insecticid eficace, dar și o barieră bună împotriva ierbivorelor, prin cristalele ce se formează pe frunze și care dau o senzație abrazivă atunci când sunt mestecate. Însă componenta psihoactivă a THC este cea căutată de ilegaliști și blamată de autorități. CBD însă pare a fi fratele bun din povești. CBD este delăudat de către autoritățile medicale și a fost scos în 2018 de pe lista substanțelor controlate în Statele Unite. Mai mult decât atât, se regăsește în panoplia de arme a medicilor, fiind deja autorizat către FDA, Food and Drug Administration, ca analgezic, antiemetic și adjuvant în tratamentul sclerozei multiple. În Europa, una dintre principalele indicații medicale este tratamentul convulsilor din sindromele Lennox-Gastaut și Dravet, două boli despre care nu vreți să știți mai multe, credeți-mă. Ziceam că CBD e cool ca antiemetic. Aici, în combinație cu THC, cannabidiolul oprește starea de greață și senzația de vomă pe care o au pacienții ce trec prin chemoterapie și frânează pierderea în greutate a pacienților cu sida declanșată. Însă ceea ce pare fi cel mai interesant legat de CBD este controlul durerii. Aici CBD atacă durerea din toate părțile și ca mecanism obiectiv și ca mecanism subiectiv. Obiectiv, CBD acționează pe căile inflamației, inflamație care este sursa durerii. Receptorii TRPV1 sunt implicați în nocicepție, adică în perceperea durerii și acționând direct asupra lor, CBD reduce durerea. La fel de bine inhibă citochinele și alte molecule proinflamatorii și excită receptorii adenozinici care taie durerea. Subiectiv, CBD pare a fi un anxiolitic, adică reduce stresul de unde și liniștirea durerii. De aceea, zonele medicale de interes și administrarea CBD vizează migrenele, durerea oncologică și pe cea postoperatorie, pe cea din endometrioză, dar și pe cea mai comună, durerea menstruală. Cum ar fi dacă v-aș spune că una dintre cele mai noi aplicații, aflate la îndemâna femeilor, la liber, vizează soluții cu CBD pentru acea perioadă a lunii? În următorul episod vă povestesc în detaliu despre ce e vorba. Până atunci, întreabă și cercetează și nu pierde Dr. Mit. Emisiune oferită de HemCycle, tampoane cu CBD pentru zilele în care e important să te simți bine.